Dar vai, ce avem noi aici pe shop? O ofertă care efectiv este la jumate value și din 50 de lei cât ar trebui să coste ea, costă doar 25 de lei, 170 de gemuri. E insane, brodere, pe lângă faptul că mai este o ofertă de blinguri, dar nu apare deocamdată pentru că e am blinguri maxime. Și trebuie să ne stabilim să luăm un skin, să vedem dacă după aceea va mai apărea oferta, pentru că și aia costă 10 lei cu 6700 de blinguri. Ceea ce nu știu ce se întâmplă cu Supercell, am vrut neapărat să fac episodul acesta. Și da, pe lângă faptul că avem BB, dar nu numai, pentru că pe episodul acesta vă voi prezenta cum am reușit să fac 4 brawler rank 35 într-o singură zi. Ați auzit bine, am făcut BB, Griful, Coletul și Charlie-ul rank 35 pe basketball cu noul bug de matchmaking. Salutare tuturor și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Un nou episod în care nu știu cum supraviețuiesc, nu știu cum că mai îmi țin ochii deschiși, am dormit de-abia 2 ore. Pentru că până la ora 10, până la 9 jumate dimineața, cam așa, de la ora 6 de când am făcut live, live-ul de 12 ore, după aia am continuat să pușăm și pe Bibi aceasta și să fac efectiv 4 brawler rank 35, după cum observați aici. Înainte de a începe, nu uitați de butonul de like și de abonare, pentru că mă ajută foarte, foarte mult. Și ceea ce este cel mai important este, dacă doriți să primiți Brawl Pass sau poate chiar și o ofertă de genul acesta, dar cred că va expira până facem noi live, că durează o zi și 19 ore, deci dacă puteți să o luați, grăbiți-vă, pentru că este foarte value și chiar merită ca să o iei. Asigurați-vă că aveți codul Mădălin pe shop, că apăsați butonul de like. Hai să facem la acest episod, dacă se poate, 3999 de like-uri, măcar pentru chinul pe care l-am avut pentru acei brawleri rank 35 pe care i-am făcut. Follow pe Instagram la madalin.adrian23, exact cum apare în momentul acesta pe ecran. Dacă cumva vreți să participați, dați-mi aici follow și dacă cumpărați vreo ofertă cu gemuri sau brawl pe sus sau așa mai departe, dați-mi tag și vă pun la mine la story. Eu astăzi, bineînțeles, că voi cumpăra nu neapărat pe codul acesta, dar și pe codul secundar, pentru că este foarte bună această ofertă. Și nu numai, dar o să vină foarte curând skinul pe Spike, Pup Spike, și vă zic imediat cam când o să fie el lansat. Și el va fi 199 de gemuri, deci nu poți să-l iei absolut deloc cu blinguri. Și de asta vreau neapărat să iau oferta aceasta și să am gemurile acolo strânse pe cont pentru skinurile care o să vină. Bineînțeles că o să dau și la extragere, deja le-am dat cam. Am extras câștigătorii. Skinul pe Edgar, care va veni mai exact mâine și va costa și el 199 de gemuri. Dar eu o să-l primesc gratis, pentru că o să fie singurul skin pe care o să-l primesc și o să-l dau gratis. Dar acum, până să intru pe telefon ca să iau aceste oferte, chiar și pe contul secundar, vreau să ne uităm de puțin aici la catalog. Și oare ce să facem noi, brodere, ca să cumpărăm și noi cu blinguri un skin anume? Deci avem de ales în felul următor, lipsă ce avem aici. Bine, BB nu putem ca să luăm absolut deloc. Bazitul ar fi o idee foarte bună și vreau și eu să fac bazul acesta rank 35. Bineînțeles, la fel pe basket urmează, dar nu cred că îmi place mie atât de mult bazitul acesta. Ia să vedem pe aici ce mai avem noi lipsă cu blinguri. Deci avem așa, 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 așa. Cupcake Daryl, în niciun caz nu o să-l iau, pentru că până la urmă am o grămadă de skin-uri pe Dari și nu este cel mai tare. DJ Emzu mă bate gândul, sincer. Este unul dintre skin-urile care îmi plac mie foarte, foarte mult, acesta pe Emz. Și chiar mi l-aș dori cu blinguri. Sau am mai avea Gladiator Colette, într-adevăr, cu Supercell Make. Grouch Miko cu blinguri, să fie acolo la colecție. Handbook Mandy, ce îmi place foarte mult, mai este și Haunted House 8-bit, dar din păcate brawlerul nu este atât de bun. Așa, ăsta este doar cu gemuri și nu putem să-l cumpărăm absolut deloc. Ăsta nu că l-am. Kissul Lola, da, corect. Sau Lawless Lola. Bă, adevărat, sunt astea două skin-uri foarte, foarte tari. Lunar Piper, dar deja am pe Piper skin-ul ăla care îmi place și vreau să mai iau și mai repoza Piper. Cred că iau Nursequeak. De mult am vrut să iau Nursequeak și cred că o să le iau aici. Nu știu, ce v-am spune chestia asta. Ori mai e și Miss Fortune tara, dar cred că iau Nursequeak, pentru că e tare. Lord Byron, nu știu ce să zic. Pineata aici, da, mă, mai trebuie și ăsta. Rider Cordelius, nu, că o să vină skin-ul acela pe Cordelius în update-ul nou și o să fie mult mai tare. Ăsta poți să-l iei doar cu gemuri, că este din colaborarea la InFriends și nu poți altcumva. Și cam atâta din ce văd eu pe aici. Sărginii trebuie 9 zile și 19 ore, dar o să strâng acolo blinguri pe cont. Eu zic că e o alegere bună. Acum spuneți în comentarii dacă am făcut o greșeală sau nu, dar voi lua pe acest episod cu 5000 de blinguri Nursequeak. Nu este cel mai bun brawler și nu prea mai merită ca să-l iei în momentul de față, într-adevăr. Dar e un skin care eu zic că e frumos, bro, pe Squeak. Cât am eu pe Squeak mai exact? Nici nu cred că am 1000, bro, dacă stau bine să mă gândesc unde este. Sau am făcut eu 1000 pe Squeak? Nu, am 861, deci pot să mai pușez și mă mai pot bucura de acest skin. Ia uite-l! Tucilarul Squeak, bro!
e frumușel. Nu știu, ce părere aveți despre asta? Pe lângă faptul că v-am zis, în momentele ce o să urmeze, pe lângă faptul că îl vom lua acum oferta, o să vă arăt cum am reușit ca să fac brawlerii aceștia rank 35, care au fost ultimele meciuri, pe lângă faptul că am și 75.342 de trofee. Și gândiți-vă, înainte nu mai eram nici top 200 local, când m-am apucat iară de Brawl Stars. Și acum, în momentul de față, sunt pe locul 37 local, bro. Să vă dați seama cât de mult am urcat și vreau să mă apropii să fac 80.000 de trofee, ca să intrăm și noi acolo în top 20 local și să mai facem câțiva brawleri rank 35, dacă se poate, până nu dispare și până nu vine un nou update, că sincer, basketul e chiar ok. Și a apărut oferta, bine mă, ia uite-l mă că e aici, bro, numai oferte pe bandă rulantă, asta vreau să văd. Încă o ofertă de 6700 de bling-uri cu 10 lei, am intrat pe telefon, le-am luat blană imediat pe toate. Și uite că suntem și pe telefon, știu că o să se vadă ciudat, dar nu contează treaba asta, bă, dar să fim serioși, dacă ești jucător de brosas și chiar poți ca să cumperi una din oferte, mai ales aia de gemuri, nu știu de ce nu ai cumpăra-o, sincer, adică... mai value de atâta nici că se poate. Prima dată, hai să luăm pe asta cu gemuri. Gata, ne spune aici, achiziția noastră a fost efectuată cu succes și easy gemuri, brodere, 170. Am în total pe cont 379, e perfect. Muy bellissima, brodere. Ca să luăm și noi skinul acela, bă, dar fii atent că s-a băguit. Cred că dacă ies și intru din nou, a, încă apare, ok. Și 6700 de blinguri, gândiți-vă că 5000 de blinguri este un skin care ar costa 149 de gemuri și acela de 149 de gemuri ar fi echivalentul, să zicem, 40 de lei, cam așa, să zice, pe acolo. Și noi cu doar 10 lei putem să luăm un skin cu blinguri, ceea ce ne dorim noi. Dar fiți atenți, vreau să facem o manevră. A, uite mă că a dispărut, wow. Eu mai am și aici blinguri și fiți atenți, facem în felul următor. Iau blinguri așa, blinguri aici așa, încă 100, dar mi se pare că dacă iau 1500 de aici... s-ar putea ca să dispară oferta din nou și trebuie să cheltui iară. Și gata, și pe aceasta am luat tot shop-ul. Ia uite cât de bine arată 6700 de bling-uri, bro. Vamos, mai sunt astea pe aici, dar nu, nu mulțumesc, nu dau gemuri pe așa ceva, pe player icon și pentru niște emote-uri. Ce ai, brother, am înnebunit, am 11.196 de blinguri și cu astea pe care trebuie să le mai iau aici din PES, care sunt o grămadă, cred undeva la vreo 13, 14, pe acolo mii, deci probabil că o să țin pentru sărginii și pentru încă două skinuri cu blinguri ce o să fie în update-ul acesta, iar cei cu gemuri o să o cumpăr direct, dar cu siguranță mai avem nevoie de niște gemuri, poate mai bagă și ei niște oferte care să merită, hai să intrăm și pe codul secundar să luăm și acolo. Sincer, nu știu de ce va aprosi asta chiar și aici, am și PES-ul cumpărat și v-am zis că cel mai value pe joc acesta este nu să cumperi gemuri, ci să cumperi PES, dar când vine o astfel de ofertă e irezistibilă, cum s-ar spune. Blinguri nu mă interesează pe contul acesta, nu am nevoie, am doar 4888. Din nou, reînnoim așa frumos codul, Mădălin pe Șopanes și aici, la fel, dacă luați și voi. Oh, și ăsta pe Gin. Deci dacă luați și voi, dați-mi tag pe Instagram și haideți să luăm. Cred că skinul care va pune capac o să fie ăla pe Spike și vă arăt imediat și data lui și când o să fie lansat. Gata, și aici gemurile au fost luate, 170, 256 de gemuri acolo sus, e perfect. Și știți de ce a venit oferta asta? Pentru că efectiv PES-ul este cu bănuți. Pentru că dacă PES-ul era cu gemuri, gândiți-vă, cu 170 de gemuri puteți să cumpere un PES la doar 25 de lei. Și era pomană, broadă, era foarte, foarte ieftin. Bun, 256 de gemuri chiar și aici. Și haideți să vă arăt skin-ul pe Spike, pe care și aici o să-l cumpăr. O să fie foarte tare și cred că printre cele mai cumpărate skin-uri din update-ul acesta. Ei bine, mulți dintre voi m-ați întrebat de lucrul acesta chiar și când va veni Melody, deci vă pot spune așa că în felul următor, pe data de 28 luna aceasta va veni Melody, deci data 28 martie, iar pe data de 4 o să o puteți lua cu credite cu toții, gratis. Deci pe 28 o să vină cu bănuți, cu siguranță cred că o să costă 100 de lei această melodie. Dar abia aștept ca să o iau, poate încercăm tot la fel la basket să o facem un rank 35, pentru că va fi foarte bună. Gândiți-vă cu superul cât de rapid o să poți veni cu imunitatea din bază ca să te duci până la echipa adversă. Și eu zic că va merita ca să o jucăm ori pe basket, ori pe Brawl Ball, vedem noi. Mi-am dorit și pe aceasta rank 35 și pe lângă faptul acesta este și skinul acesta pe Spike, Pup Spike. Dar voi observați un lucru? Aici dacă noi ne uităm, apare cu April Fools. Deci păcăleala, în fine, păcăleala aprilie-i sau ziua păcălelii de 1 aprilie, știți că atunci pică, pe 1 aprilie. Deci, mai mult ca sigur, eu consider faptul că skinul acesta e o păcăleală, într-adevăr, la cum arată, cred și eu, și o să vină pe data de 1 aprilie, dacă el se va numi April Fool. Fools, de fapt. Mai mult ca sigur, nu cred că în altă zi, pentru că, da, dacă e luna păcălelilor, 1
aprilie este ziua păcălilor mai exact, deci cu siguranță atunci va veni, dar îmi place la nebunie skinul acesta și costă 199 de gemuri și nu poți să le iei absolut deloc cu blinguri, decât cu gemuri și de asta e bine că oferta a venit la fix. Așa că nu mai prelungim episodul, în momentele ce o să urmeze vă las cu câteva secvențe în care am reușit ca să facem griful, coletul, că asta ați prins voi pe live când am făcut tier 35 pe acești brawleri. După aceea să vă las, nu, cred că și Charlie, că am ținut live-ul 12 ore, după aceea doar cu Bibi o să vă arăt eu, uite, chiar acum niște meciuri, după cum observați, mamă, da, a fost într-o foaie de capul meu, într-o tensiune fantastică pentru că am pierdut aici la limită, mai erau doar vreo 25 de minute de mapă și am reușit ca să câștigăm, dar fiți atenți aici, bine, bineînțeles că penultimul meci mi l-a lăsat Raul. Mi-a lăsat acolo și chiar m-a ajutat foarte mult, dar am prins o Jackie de 1105 trofee și meciul acesta vi-l arăt acum, cum am reușit să facem pe Bibi, rank 35, din simplu fapt că n-a mai fost live și am închis live-ul pentru că depășea 12 ore. A fost la maxim, brodere, deci meciurile astea am jucat pe cât se poate de mult cu Bibi, după cum observați, am încercat să profit la maxim. Nu mai juca mai deloc Dani acolo, din păcate, nici măcar n-am mai reușit, m-am enervat foarte tare să dea coșul să-l nimerească. Deci mi-am făcut o grămadă de nervi. Triple tank deja e foarte, foarte nervant pentru că se respawnează în continuu. Uitați-vă ce gol a dat ăla. A venit rush. Nici o tactică n-a avut în el, brodere. Absolut nimic. Și a dat gol. Uitați-vă aici la Feng. Am reușit ca să îl bătem. Aici i-am dat un hit la Jackie. A murit perfect. După aia m-am dus agresiv. Mi-a dat mingea, dar era bazul acolo. Am făcut pasul înapoi, m-am dus pe bush. Ăla se ferea acolo. S-a folosit de pereți. L-a omorât. S-a mai dus cu un super și eu aici trebuia ca să fac diferența, uitați-vă și voi. Erau 3 oameni, dacă îi dădea pasa stuia, efectiv dădea gol și ăla era meciul, dacă erau jucători buni. Nu știu cum am scăpat, am avut un noroc imens, aici m-am dus agresiv, am luat mingea și am dat un gol de 2. Sau mi se pare că am ratat, brodere. Am ratat pentru că efectiv nu mai puteam, eram obosit la maxim, bro. Nu mai aveam nicio răbdare. Păi până acum noi trebuia să fi dat 2 goluri, să scriem 2 de 2 ori, dar am ratat și efectiv nu mai puteam. Deci și acum, după 2 ore jumate, chiar nu mai pot. Sunt rupt de orice puteri. Am dat acolo cu superul. Din nou, Fengul cu auto-aim. A intrat random în noi și ne-a bătut. Aici am scris scorul de 2-4. Uitați-mă cât de tensionat a fost meciul acesta. Ultima a fost mult mai ușor, că ne-am trezit la realitate. Ne-am dat 2 palme și ne-am trezit. Aia a fost cel mai bine și cel mai bine. Am dat acolo cu superul. Aici m-am descurcat sus. Am dat și hypercharge. Naiba să le ia, că nici nu mai știu să-i zic cum se numește. Și a fost scorul de 4-4. După 2-2, 4-4. Și eram ceva de genul, bro, hai să înscriem o dată. Hai, băteți, m-am ferit aici la superul lui Feng. Ăla l-a băgat în cucun, eu mă dusesem ca să-i dau hit, ăla l-a băgat în cucun. Bun, i-am dat cu superul. Încă o hit aici, l-am omorât și aveam 92 viață. 92, brodere. Acolo a dat mingea, a dat și superul. Dați-vă ce meci, bro, deci meciul penultimul sau nu, antepenultim a fost acesta. I-am dat acolo, am ajuns cu hypercharge-ul, am dat super, hap, 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 hit. Se lăguiește chiar și replay-ul, frate. Pasă, pasă acolo, trebuia să dea pasă, dar el nu a dat. Aici m-am enervat iară foarte tare. Am luat mingea, am dat-o sus și uitați-vă și voi. Aici s-au dus oamenii mei agresiv și dacă reușea aici să dea cu 3 sau chiar și cu 2 să nimerească, ăla era meciul. A fost norocul meu fantastic, a ratat. M-am dus agresiv, am luat mingea, am dat și aia a fost. Dar voi vă dați seama că dacă oamenii erau buni și dădea golul ăla. Salut, meci. Nu mai aveam nicio șansă. Eu, uite cum s-a băguit, bro. Mă, ce? S-a băguit efectiv. Și ăsta a fost ultimul meci. A fost foarte ușor cu Jackie și cu Pearl. Meciul de rank 35, de tier 35 pe acest brawler Bibi. Nu mai vreau să mai aud și de Bibi asta. Norocul este că a avut hypercharge-urile. Și are hypercharge-ul care este foarte bun, deci merită cumpărat. Am luat chiar hypercharge pe toți brawlerii. Aici m-am dus așa agresiv, am dat superul, dar n-am putut să mă apropii. Uitați-vă ce pasă efectiv a putut să dea și PC. Oricum aș fac foarte bine, l-am ajutat și pe PC ca să facă Shelly rank 35, chiar și el.
Și de asta ulterior a zis că hai, o să-l ajutăm și pe Madalin ca să facă rank 35, dacă eu l-am ajutat. Aici a avut superul, uitați-vă cât de bine am luat mingea acolo și am dat-o bam imediat așa, țac, pac, la jmecherie, 3 puncte au fost alea. M-am descurcat singur, bro. Am zis gata, nu mai am niciun chef ca să mai stau. Lagul ăsta e de pe premieră, nu de pe spectatorul acesta. Nici de cum de la mine. Ia uitați-vă rusul, frate, cum juca. Deci ce vedeți, ruși din ăștia care au trofee puține, broadele, sunt foarte suspecți oamenii. E posibil să fie suspecți de hack, pentru că ei folosesc VPN, folosesc un hack din ăla care să vadă hiturile adversarilor și așa mai departe și nu poate să primească bani doar că au VPN. Și cam asta a fost și meciul pentru BB rank 35. Acum hai să vă las puțin cu momentul în care am făcut 70.000 de trofee, dar și rank 35 pe ceilalți brawleri și revenim la final. Nu, mă. S-a băguit. Lasă meciul un cavaș. Doamne ajută, bro, GG. Silviu cu Ice și cu Ali plusul. Mersi, mersi, mersi. Mamă, frate, fala fix, ești nebun. Bro, nu te credeți, n-ai. E, nu chiar. Sau se dau. Se dau că sunt de treabă, bro. Operă și Bibi asta, mă, frățioră. Aha, bine, rău. Bine, rău, bro. Mai trebuie să mai dăm mingea. Hai cu un spam de rank 35, boys. Tire 35, rank 35. Uite, era Gojo, Gojo cu random. Alex și Raul, vă pup, băieți. Te pup, brother-ei. Bine, mă. Da, da, da. Mamă. Nu știu dacă ar fi cea mai bună idee să sparg eu pereții când... Mamă, Fengi, bă, frate, bă. Ăștia asta nu-i snipe. Nu dă. Da. Hai, mă, că era și plumea să intre. Bă, da, videoclipurile cu opening prin mai bine decât rank 35. Da, frățioare, ce ți-am zis? Eu nu înțeleg. Câinii ăla, mă, vezi. După nață, că m-am la prieten pe configurație. Da. Da. Pe Daniel Cilicu și l-am, acum 5 zile a fost activ. Ia uite, acum 693 de zile. Care ăla vechi vechi, aga ce rec. Da, nu zici că aga ce rec. Cât are? 40k? Cât are? Uite, cât am fost de vreo. Era contul lui Marius ăla, nu? De Lăbustan, băi. Băi, ești prost. Hai să terminăm rapid. Bun. Bă, lasă-ne ăla. E ce? Am dat, nu? Da. Da. Nu am crezut că... Da, ce iartă. Merge. What? Fengi lupește prăjit. Fengi. Ultimul meci. Ultimul meci pentru Tire 35, boys. Yeah. Mamă, fii atent, brodere, că-s români. Bine. Da. Așa mici pentru Tire 35. GG. Da, te pui, da. Hai da, de două. Mi-i chiar tăcut. E, nu. Ia uci la mă după ăla, easy. Opa, mi-a fugit coșul. Nu, 154 viață. L-am băgat, mă, că e... Haide, mi-a dat o mădăline la așa pentru episod. Da, da. Fă te fac așa, uite o șuse din asta. Iau. Ce frumos, brodere. Bun, e iar. Dar de expo. Iau. Easy. Bun, bravo. GG, boys.
și like model. Uite, Royal cu 5 cu Dan. Mamă, era dumiac. Easy și cu bro-ul ăsta are în 35. Mamă, meciul de 75.000, bro. Meci. De pe rău ce alea asta, dacă poți tu să ratezi ceva. Are hit-ul ăla prea gros. Pe ce, pe Charlie? Da. Da, fac un pas cu meriș tot. Blink 33. Hai că duc 1100 și iau și lei dacă e. Am și 75.000. Vamos. Bun. Nu vreau să cred. Du 35, baby, bă. Tu ne ferește, mă, că ți-ai gura ta. Du-te, bă, și aruncă-te, bă. Bine, bine, bine. Color wireless pe Discord se pare că nu se vede, vrei? Găsi ceva? Mamă, un mage, bro. Da. Bine, bă. GG. GG, bro. GG. Rank 35, vamos. Na fine, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Un like și abonare mă ajută foarte, foarte, foarte mult. Mai ales dacă vreți să mai pușăm cu brawleri la rank 35, tier 35, trebuie să mai jucăm chiar și la acest ranked, să facem și noi master. Dar mai sunt 20 de zile, stăm cal, liniștiți, mai am două ranked star drop de deschis aici. Poate o să iau și eu un skin din astea două, dar poate în următoarele live-uri, pentru că eu vreau să mai pușez. O dată la două zile vom face live și să pușăm pe basket. Asta îmi doresc. Cu drumul de IPC-ul, nu uitați dacă cumva a cumpărat și voi oferta de gemuri, pentru că este foarte, foarte bună, bineînțeles. Și cu toate astea ne vedem mâine la un nou live pe basket cu un nou puș de trofee. Să vedem cu ce mai exact. Chiar nu știu. Probabil cu orco Piper. Ori să jucăm un Otis, Cordelius iar e foarte bun, Stu e foarte bun, sunt mulți brawler, Colt, Lola și aceasta merită foarte, foarte mult ca să joci. Sunt o grămadă de brawler. În fine, toate cele bune, pa, pa! Subscribe!